poate sunt răpit, mă gândeam că sunt cel mai expus, ceilalți mergeau să lucreze în timpul zilei. Eu aveam să fac evangelizarea undeva la lăsarea serii, pentru că ziua oamenii sunt ocupați și aveam să fiu cel mai expus dintre ei. Și la școala aceasta catolică nu am avut curent electric, nu puteai să carci un telefon sau un computer, era foarte greu să faci lucrul ăsta. Și majoritatea oamenilor de la țară, în special, trăiesc în astfel de condiții. Țin minte că prima seară n-am știut că asta e obiceiul și n-am făcut un astfel de apel. Au venit oamenii sigur? N-au venit, dar pastorul care m-a tradus mi-a spus după aceea, la noi obiceiul acesta, te rog, în serile următoare, cheamă pe oamenii în față. Dragi prieteni, bine ați venit la Kilometru Zero, aici unde de fiecare dată încercăm să venim cu o poveste de viață care să ne ajute să trăim cât mai frumos. Avem un invitat special, de aceea spun bun venit lui Beni. Mulțumim bine că ai acceptat provocarea de a ajunge la Kilometru Zero. Spune-ne câteva lucruri despre tine. Cineva poate acum te vede pentru prima dată și ar trebui să cunoască niște informații de bază. Așa cum ai spus și tu, numele meu este Beniamin Sisu, sunt căsătorit cu soția mea Corina încă din 2005, exact în anul în care am terminat și facultatea, de fapt în facultate ne-am cunoscut. Avem împreună două fete, Hadasa și Timea, mulțumesc, de 18 și 16 ani. Sunt pastor, lucrez în domeniul acesta încă din 2005, a fost visul vieții mele, al copilăriei mele să fac asta. Și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a condus pe drumul acesta într-un mod minunat. Am lucrat ca pastor în Mehedinți 5 ani de zile, în Curtișoara, 5 ani de zile în zona județului Olt, într-o zonă a județului Olt. Și în Craiova locuiesc de 9 ani de zile. Pasionat de lucrarea cu tinerii și copiii. Și alte pasiuni care ar mai fi? Alte pasiuni pe care le mai am sunt muzica. Îmi place foarte mult să ascult muzică și să cânt, de asemenea, deopotrivă. Și de asemenea, îmi place foarte mult sportul, tenisul, fotbalul, sunt unele dintre pasiunile mele. Și îmi place de asemenea să citesc o carte bună, nu orice fel de literatură, dar o carte bună din care pot învăța câte ceva util pentru viață, face plăcere să citesc cu pasiune. Da, nu știu dacă ai amintit, cred că și drumețiile montane. Da. Prin natura vara, profesiei. Prin natura profesiei, dar sunt aproape de zona aceasta a vieții. E o modalitate frumoasă de a-ți petrece timpul, de a te deconecta și de asemenea de a te conecta cu Dumnezeu. Bine, mulțumim pentru aceste informații. Noi te-am chemat la Kilometru Zero pentru că vrem să aflăm mai multe despre echipamentul acesta al tău special, dincolo de slujirea aceasta în cadrul Bisericii Adventiste în zona de sud a țării. De curând ai fost într-o expediție misionară, provocatoare și într-un fel a fost un Kilometru Zero pentru tine, să înțelegem. Da, a fost un punct de restart al vieții, pentru că atunci când eu m-am gândit să merg într-o țară din Africa, într-un proiect misionar, nu m-am gândit totuși că voi merge într-o țară așa de periculoasă precum Nigeria. Nici n-am știut, de fapt, când am luat decizia să merg în Nigeria, că acolo lucrurile sunt atât de, provocatoare, atât de nesigure. Am auzit cu mult timp în urmă, îmi surdea această idee de a pleca misionar în Africa, măcar pentru o perioadă scurtă de timp, de a cunoaște biserica de acolo, de a cunoaște oamenii din continentul acesta. Și în anul 2019 am citit o carte intitulată Radical, scrisă de un pastor din America pe nume David Platt, care promovează misiunea externă în biserica pe care o păstorește, nu doar în sensul de a dona bani pentru o astfel de lucrare, ci și în sensul de a te implica personal, a rupe din timpul tău și a face ceva pentru oamenii care trăiesc într-o sărăcie cruntă. Deci să înțelegem că misiunea în afara țării, și vorbim de Africa,
poate să cuprindă o donație, o sumă de bani, dar tu rămâi liniștit acasă, sau nu oferi banii respectivi, dar prin prezența ta acolo. Exact, da. Și omul acesta, David Platt, pastorul acesta, în cartea lui, motiva și încuraja pe oameni să îndeplinească scopul pe care Dumnezeu l-a avut atunci când l-a creat pe om, și anume să multiplice chipul său, chipul lui Dumnezeu, prin om în lumea aceasta. Și atunci, cumva, citind cartea aceasta, am devenit și mai convins că într-o bună zi va trebui să fac lucrul ăsta. Am vorbit cu câțiva tineri de aici, de la biserica din Craiova, unde eram pastor la momentul respectiv, și câțiva adulți din comitetul bisericii, am povestit despre acest plan, acest vis al meu, și am găsit oarecare deschidere din partea lor și ne-am gândit noi să organizăm un proiect misionar undeva în Namibia. Ne gândeam la momentul respectiv la o școală adventistă fondată de un român de-al nostru, dar a venit pandemia și v-a salvat între ghilimele. Da, totul a trecut pe pauză. Vorbisem deja cu câțiva tineri care au mers acolo, câteva persoane care s-au ocupat o perioadă de școala respectivă, dar pandemia a oprit toate demersurile. Iar apoi, la finalul anului 2022, dacă nu mă înșel, am auzit de la câțiva prieteni de acest proiect misionar organizat de doctorul Achin și Valentin Turturică, un presbiter de la o biserică română din Spania, din Valencia. Și dar unde, de ce, într-o discuție cu alți membri adventiști, a apărut ideea aceasta, se face o misiune? Exact. Și atunci am zis, merg, trebuie să mă duc, este o oportunitate. Nu știam nimic, am spus din start, nu știam nimic despre Nigeria, am zis din start mă duc. Corina, când a auzit, am avut o discuție pe WhatsApp, așa, într-o conferință pe WhatsApp cu ce implicații în acest proiect, cu organizatorii acestui eveniment, și doctorul Achim ne-a spus că Nigeria este o țară mai periculoasă, în mod deosebit în partea de nord a țării, acolo unde sunt mulți musulmani, dar și în partea de sud nivelul de infracționalitate este ridicat. Și discutam cu ei și Corina zice, nu, unde te duci tu? Mie nu mi-ai spus nimic. Zic, păi n-am vorbit în mod expres cu tine despre asta, dar e un vis de-al meu, tu știi asta, că vreau să mă duc. Da, dar mie nu mi-ai spus nimic de Nigeria. Păi nici nu știu nimic despre Nigeria, acum aflu câteva informații. Mă rog, am trecut peste momentul acesta și după ce s-au făcut toate demersurile, biletul de avion, viza, ca să plec în Nigeria, am zis că prin luna ianuarie, în martie trebuia să plec, pe 5 martie am plecat. În luna ianuarie, la vreo 2 săptămâni după anul nou, am spus trebuie să culeg câteva informații despre țara în care mă duc, despre cultura oamenilor, despre zona respectivă, ca să-mi pregătesc materialul predicii. Dar nu ți-ai pus un semn? Să spui, Doamne, uite, să mai închid uși, există o fereastră de țință. Hai să pun un semn, e voia ta, nu-i voia ta. Pur și simplu, de la cartea aceea, tu ai avut simțământul că se împlinește visul. Un simțământ al meu, o dorință mea mai veche, dinainte să citesc cartea, și sincer spun eu, în viața mea nu prea am mers pe principiul acesta ușilor deschise sau al semnelor. Dacă un lucru este bun, este bine de făcut și Dumnezeu este un lucru moral și corect și înaintea lui Dumnezeu, nu am mers pe ideea aceasta a unor semne. Cred că Dumnezeu te atenționează în mod expres dacă vrea să o facă. Că atunci când un plan nu este, ți se pare a fi după planul lui, un plan al tău pare a fi după planul lui Dumnezeu, dar nu este de fapt după planul lui Dumnezeu. Dar dacă este moral și corect și un obiectiv demn și pentru lauda lui Dumnezeu, eu cred că în momentul respectiv trebuie să mergi înainte. Dacă Dumnezeu, în pofida tuturor acestor măsuri de siguranță, logice, raționale și inspirate din cuvântul lui Dumnezeu, pe care tu ți le iei, Dumnezeu spune nu e pentru tine, o va face într-un mod... Deci va interveni în mod direct, supranatural, exact, ca tu să înțelegi. Ca să înțelegi lucrul acesta. Deci totul a pornit de la o carte, de la o discuție pe care ai avut-o cu câțiva ce ți-au prezentat proiectul acesta din Nigeria, nu știi nimic de țară, de provocări,
te-ai interesat și ai zis că din ianuarie ai abia cercetat? Abia în ianuarie am început să citesc câte ceva despre Nigeria, am deschis calculatorul și am scris Nigeria, condiții de călătorie. Și mi-a apărut site-ul MAE, care recomanda foarte serios să eviți orice călătorie în Nigeria, nivel de securitate 8 din 9, nivel de risc 8 din 9. Și am zis, oare ce să fie acolo atât de grav? Și am căutat Nigeria, creștinism, persecuții. Și după ce am scris în limba engleză cuvintele astea trei, tot cu două, trei săptămâni în urmă, ianuarie 2024, se întâmplă asta, deci în decembrie de Crăciun, 147 de creștini fuseseră omorâți de către musulmanii nigerieni. Și apoi am căutat și alte știri și niciuna dintre aceste știri nu era îmbucurătoare. Pastorii răpiți, catolici, protestanți, baptiști, penticostali, sume imense de bani cerute ca drept de răscumpărare și m-au speriat un pic. Sincer spun, la deci motivul care ar fi? Suma de bani pe care o poate obține ei după ce banii... te-a răpit pe tine ca venit din asta Europa. Asta în ceea ce privește bandele de infractori. Dar sunt... cum pot să le numesc bande, sunt musulmani fanatici care pur și simplu fără a pretinde vreun preț îi omoară, îi persecută pe creștini, în special în partea de centrală și de nord a Nigeriei, acolo unde pentru cei care sunt familiarizați cumva cu misiunea este fereastra 1040, fereastra aceea în care locuiesc cei mai mulți necreștini în lumea noastră. Și Boko Haram este o organizație militantă, fanatică, musulmană, care persecută foarte mulți creștini în zona aceasta a Nigeriei. M-a speriat foarte tare. Nu, dar n-ai interpretat că e ușă închisă? Nu, nu m-am gândit la asta, că ar putea să fie o ușă închisă din partea lui Dumnezeu. M-am gândit mai degrabă că dacă mi-am asumat această responsabilitate, nu este bine din partea mea să dau înapoi. S-au făcut niște cheltuieli deja, se făcuse niște planuri, că oamenii contau pe mine că trebuie că voi fi acolo și am privit-o mai degrabă ca pe o provocare și dacă aș fi renunțat, mă gândeam că aș fi fost un laș și nu m-aș fi împăcat cu mine. Adică trăi cu un regret. Exact. Dar grupul inițial, când a discutat, grupul era format din mai multe persoane de aici, din România vorbind. Da. Inițial a fost 5-6 persoane care am pornit pe drumul acesta și la care s-au adăugat cu timpul alți frați și surori care au aflat despre proiectul și inițiativa aceasta. Ne-am împărțit în două grupuri. Primul grup a plecat undeva pe la jumătatea lui februarie și a avut ca obiectiv să renoveze o biserică adventistă din zona Ogun, din statul Ogun, undeva la vreo 150 de kilometri de, cam 100 de kilometri de capitală de Lagos. Eu am mers în ultima săptămână pe care acest grup a petrecut-o acolo, deci ei au plecat undeva la jumătatea lui februarie și am ajuns pe 5 martie. Deci v-ați intersectat. Am intersectat timp de o săptămână. Apoi, după o săptămână, ei au plecat și au venit un alt grup, al doilea grup, format din 10 persoane. Primul au fost 8. În primul grup au fost 8 persoane, în al doilea grup au fost 10 persoane. Doar că din primul grup au mai rămas încă 2. Nu s-au întors toți acasă atunci, la jumătatea lui martie. Și acest al doilea grup a avut ca obiectiv construirea unei clinici. Pe 5 martie, deci între cele două grupuri, eu am prins o săptămână cu primul grup, o săptămână cu al doilea grup, am avut o evanghelizare. A fost programată o evanghelizare într-un sat din Nigeria, de lângă Universitatea Adventistă Babko, cam la 30 de kilometri de Universitatea aceasta Adventistă, un sat numit Ijebu Ife. Acolo a fost evanghelizarea. Clinica s-a construit în Itele,
un sat la 5 km de Ijebuife, unde a fost evangelizarea publică susținută. De asemenea, un alt obiectiv pe care l-am avut cu acest proiect misionar, la care a participat și pastorul Mihai Brașov, a fost împărțirea unor radiouri în partea de nord a Nigeriei, 450 de mini-radiouri s-au împărțit în zona aceea a țării, pentru ascultătorii musulmani ai Radio Vocii Speranței, ai Adventistul Mondial, adică Adventist World. Da. Înseamnă că până la urmă erau niște lucruri concrete, tu știai de ele și prin renunțarea ta, să zicem, ar fi însemnat ca oamenii respectivi să rămână cu un plan, cu o schiță frumoasă și să nu se mai realizeze nimic. Exact. Au fost totuși persoane mai cunoscute, mai apropiate de tine, care, din ce știam eu, erau pe lista celor înscriși și care au renunțat. Nici aceasta n-a fost o ușă închisă pentru tine, că asta trebuie apreciată. Nu, chiar nu m-am gândit, sincer să spun, că dacă ei au renunțat, poate ar trebui să renunț și eu. Fiecare au avut motivele lor personale și au fost de înțeles. Însă chiar nu am gândit în felul ăsta că ar putea să fie vreo ușă prin care Dumnezeu să mă întoarcă din drum. Nu, chiar nu mi-a venit. Într-adevăr, mi-a fost teamă, mi-a fost frică, m-am temut pentru viața mea. Două luni de zile am avut chiar uneori noaptea coșmaruri. Somnul era tulburat de gândurile astea că poate se întâmplă ceva negativ cu mine acolo. Poate sunt răpit, mă gândeam că sunt cel mai expus, ceilalți mergeau să lucreze în timpul zilei. Eu aveam să fac evanghelizarea undeva la lăsarea serii, pentru că ziua oamenii sunt ocupați și aveam să fiu cel mai expus dintre ei. Mă gândeam că un target pentru bandele acestea de infractori ar fi și un lider religios, din ceea ce citisem pe internet. Ei câștigau bani mai mulți din răpirea unui lider religios. Și mă gândeam că sunt foarte expus și tot felul de gânduri negre mi întunecau așa orizontul și mintea. Aveam noaptea, mă trezeam cu arsuri la stomac, mă duceam, mâncam un măr sau beam o cană cu apă. A fost o perioadă de două luni de zile foarte intensă și am fost foarte apăsat de experiența asta, de ceea ce urma să se întâmple, dar mulțumesc lui Dumnezeu că au fost probabil oameni care s-au rugat pentru mine și am trecut cu bine peste momentul acesta. Ai amintit ceva de soție? Cu fetele ce discuții ai avut? Pentru că studiind așa, cum ai zis, pe internet toate detaliile despre Nigeria, te gândești dacă cumva se întâmplă ceva, voi fi închis, răpit. Ai avut o discuție cu fetele? Ți-aduce aminte? Am evitat să discut cu ele despre un scenariu negativ. Cu soția Corina am mai discutat un pic despre lucrurile acestea, dar de fiecare dată am încercat să rămânem pozitiv și am spus: nu trebuie să te gândești la asta, va fi bine, mă voi întoarce cu bine, Dumnezeu va fi cu mine și cu voi aici acasă și totul va fi ok, ne vom reîntâlni. Cu fetele nu am vorbit prea mult despre lucrul ăsta pentru că n-am vrut să le sperii, ba din contră, de fiecare dată am fost optimist, chiar dacă în sufletul meu era... Chiar că noaptea te mai trezeam, exact, mai umor. Exact, ele dormeau la ora respectivă, nu am vrut să știe prea multe din frământările acestea ca să le sperii, poate cum s-a și adeverit de fapt nefondat. Da. Și l-am protejat din perspectiva aceasta. Dar odată ajuns acolo, vreau să spun că mare parte din temerile mele s-au risipit și am fost cu toții, am fost foarte precauți. Ultimul grup s-a întors ieri, au ajuns în Madrid frații și surorile de acolo care au fost implicate în partea a doua a misiunii noastre și sunt toți teferi și nevătămați mulțumiri lui Dumnezeu. Am căutat să nu călătorim noaptea, să nu ne expunem foarte tare, să nu ieșim în evidență. De asemenea, am și angajat o firmă de pază, doi soldați înarmați care ne-au însoțit în mare parte în călătorile pe care le-am făcut, în special grupul acesta numeros care se deplasă dintr-o parte într-alta și în timpul zilei când lucrau acolo la biserică erau cumva păziți de acești doi soldați.
Și ne-am mulțumit lui Dumnezeu că a trecut perioada aceasta cu bine, fără niciun incident. Chiar nu a fost niciun incident. Deci n-am avut de ce să ne temem. Nu a fost niciun pericol real de care să fim cumva speriați. Da, s-a fost situație tensionată exact, în care să zici exact, ce se da. Întâmplă cu noi. Dar în ce a mai constat pregătirea? Ai zis, ai intrat tu pe internet, ai aflat niște informații, a trebuit și altceva. Întreb lucrul acesta pentru că s-ar putea să fie persoane care să asculte și să aibă în atenție că este... Da, chiar recomand, dacă cineva simte în inima lui această chemare din partea lui Dumnezeu și această dorință de a face ceva pentru lucrarea din Africa, îl încurajez să facă pasul ăsta. Deși nu este ușor, dar este o experiență extraordinară. Ca parte a pregătirii au fost, a trebuit să fac niște vaccinuri. Uh-huh. Am făcut două dintre ele, care sunt cele mai importante. Vaccinul de febră galbenă și vaccinul de febră tifoidă. Se recomandă de asemenea vaccinul de hepatită A și B, meningită și eventual pertussis sau pertussis, da, tetanos, mm-hmm. 5-6 vaccinuri care se recomandă pentru o călătorie în Africa pentru a te proteja cumva de bolile tropicale. Însă acestea două special, febra galbenă și tifoida, pentru că sunt boli foarte, foarte serioase. Pastea două eu le-am făcut. Mm-hmm. Celelalte, unele dintre ele le făcusem în copilărie și m-am gândit că e posibil să mai fie ceva anticorpi. Și de asemenea, medicul imunolog, care medicul va, nu știu exact care este denumirea unui astfel de medic, medicul care mi-a făcut vaccinurile, mi-a spus că cel mai important este să mă feresc de mușcătura de țânțar. Vaccinul le protejează doar în măsură de 60-70%. Cel mai important este să nu te muște țânțarul, pentru că malaria se transmite prin mușcătura de țânțar. Nu există încă vaccin împotriva malariei, dar sunt niște pastile pe care le iei în fiecare zi când stai acolo, chiar și înainte. Sunt unele care se iau săptămânal, dar eu am optat pentru acestea care se iau în fiecare zi și cu o zi înainte de a pleca am luat. Și în timpul cât am stat acolo în fiecare zi și 7 zile după ce m-am întors. Malarone se numește, este un medicament care se găsește doar în Spania, în Germania, în Franța, în Occident. De acolo am făcut rost de el și am luat medicamentul acesta. Se pare că este medicamentul cu cele mai puține efecte adverse. Bun, ai făcut pregătirea. Care a fost traseul vorbind cu avionul? Pe ce rută ai mers? Da, am plecat pe 5 martie singur de aici din România. M-a dus un coleg pastor la aeroportul din București, Petricăniță. M-a dus acolo și am plecat spre Londra. Am avut o escală în Londra timp de 4 ore și apoi seara târziu, la ora 10, la ora 22, am plecat spre Lagos. Am călătorit până la 6 dimineața. Zborul a fost ok, a fost foarte bine, doar că în călătoria aceasta, fiind singur, au tot venit gânduri negre și gânduri negre. La un moment dat, când am plecat la poarta de îmbarcare spre Lagos, eram cel mai alb dintre toți pasagerii. Da, niciodată nu s-a întâmplat în viață să fiu într-un loc în care eu să fiu cel mai alb dintre toți. Când mai brunet așa de... din naștere. A fost cumva cu gândul ăsta m-am... Că ți se părea că poți să atragi atenția. Este cineva, da, mai... Da, ieșeam în evidență. Era clar că ieșeam în evidență. Și gândul ăsta, gluma asta, mai m-a ținut așa, cum să zic, pe linia de plutire sau mi-a dat un pic de... m-a făcut să privesc situația mai... cu un pic de haz. Și când am ajuns acolo dimineața, eram foarte obosit, nu prea am putut să dorm în avion. M-am odihnit puțin, dar nu foarte mult, ca în avion. Da. Și când am ajuns acolo în Nigeria, era foarte teamă, dar deja cineva mă aștepta la aeroport și am trecut foarte ușor. După aceea, în mașină, am ajuns cu bine la o universitate adventistă, Babcock, denumită după primul misionar care a lucrat acolo în Nigeria.
Și în universitatea aceasta am fost cazat aproximativ o săptămână din perioada pe care am petrecut-o în Nigeria. Pentru că era un loc sigur. Nu te puteai caza la orice hotel și la orice pensiune din zona respectivă, din Nigeria în special, pentru că erau pericole foarte mari. De aceea am preferat să ne cazăm aici la această universitate adventistă, universitate foarte mare de altfel, aproape 10.000 de studenți, și prestigioasă în Nigeria. Am mai fost cazat pe perioada evangelizării, timp de o săptămână, la o școală catolică situată la 3 km de locul unde avea loc evangelizarea, ca să evit călătoriile pe timpul nopții. Cum au fost primele zile? Au apărut surprize față de așteptările tale? Adică primele zile de acomodare, cred că erai curios să vezi ce se întâmplă în jur. Da, cea mai mare surpriză, dacă pot să spun așa, a fost faptul că mă așteptam să găsesc o țară mult mai săracă, așa cum știm noi în general despre țările din Africa, însă Nigeria nu este o țară extrem de săracă. Este o țară săracă, dar nu este o țară extrem de săracă. Este una dintre cele mai mari, este de fapt cea mai mare economie africană. Nigeria numără în jur de 216 milioane de locuitori, o populație foarte tânără și cel puțin capitala Lagos și orașele arată binișor, dacă pot să zic așa, dar totuși se simte faptul că este o țară slab dezvoltată. Se cunoaște după calitatea străzilor, calitatea construcțiilor, sunt foarte multe construcții neterminate, dar totuși mă așteptam să fie mult mai multă sărăcie. Însă în momentul în care am mers la țară, într-adevăr, acolo sunt oameni care nu au curent electric, care nu au fântână, nu au apă să se spele. De fapt, unde am stat la această școală catolică, aveau în mare parte din zi aveau curent electric de la niște panouri solare care stocau apoi energia solară în niște baterii și seara puteai să aprinzi câteva becuri și eventual să aprinzi să pornești un ventilator de deasupra patului pentru că era foarte cald și ziua și noaptea acolo erau 36-38 de grade, dar se simțeau ca la 40-48 de grade, adică extrem de cald. Nu se usca niciodată pielea de pe față sau de pe corp, erai tot timpul ud, pentru că umiditatea era foarte, foarte, foarte ridicată. Așadar, și la școala aceasta catolică nu am avut curent electric, nu puteai să carci un telefon sau un computer, era foarte greu să faci lucrul ăsta. Și majoritatea oamenilor de la țară, în special, trăiesc în astfel de condiții. Dacă ai bani, poți să-ți cumperi un generator. Mm-hmm. Pentru că, cel puțin cât am stat aici o săptămână, cred că 7-8 ore am avut curent de la rețea. În rest, de la energie solară, practic. De internet? Nu mai e vorba. Internet am cumpărat cu 8 euro o cartelă. Nu, dar localnici acolo sunt obișnuiți să intri pe internet? N-au posibilitățile noastre. Unii dintre ei au posibilitățile acestea. Salariile sunt foarte mici acolo. Cam 50-70 de euro este un salariu bun. Spre exemplu, o învățătoare de la o școală adventistă din Jebu Itele, un oraș destul de mare, cu foarte mulți musulmani în zona aceea, o învățătoare de la școala aceasta adventistă câștiga în jur de 12 euro pe lună. Un salariu foarte, foarte micuț. Foarte. Într-adevăr, și prețurile sunt mai mici, dar e greu de trăit cu banii ăștia în Nigeria. Da. Deci am reținut că te-a surprins până la urmă situația de acolo, că nu sunt atât de săraci. Vorbim foarte multe mașini pe străzi. Uh-huh. Oamenii cumva se deplasau dintr-o parte într-alta. În același timp erau și foarte mulți oameni care se deplasau pe jos sau cu bicicleta sau în special cu motociclete sau scutere, da. Ai văzut care este situația, te pregăteai pentru a începe, ai spus, evangelizare publică în fiecare seară. Ce alte activități ai mai făcut acolo sau dacă
Eu am mai văzut fotografii și apăreau și niște copii pe acolo, nu dau seama, poate erau implicați chiar la programul de seară sau cum? Erau implicați o parte dintre copii la programul de seară, veneau la programul evanghelistic, dar am ajutat și la clinică în special, la biserica ce s-a renovat, tocmai ce ajunsesem nu am putut să ajut prea mult. La clinică am fost vreo două zile acolo împreună cu frații și i-am ajutat la ce a fost necesar, însă foarte greu puteai să lucrezi pe căldura respectivă. Era o căldură istovitoare. Abia puteai să stai să respiri. Dacă mai luai o sapă sau o lopată în mână să încarci o roabă cu pământ, pur și simplu trebuia să iei pauze foarte des, să te hidratezi și apoi să te apuci din nou de treabă. Simțeai așa că din cauza căldurii te istoveai. Aveau de unde să bea apă? Ce mâncau pe acolo? Noi am săpat câteva fântâni acolo, una la biserică, una la clinică, două fântâni au fost săpate, apoi a mai fost săpată o altă fântână în nordul Nigeriei, acolo unde... Dacă zici au fost săpate, există o aparatură specială, da, sau apa e la apa e la 50 de metri și trebuie săpate cu utilaje speciale pentru asta și costă cam 2000 de euro, bani pe care oamenii de acolo nu și-i permit. Însă fântânile, cele două pe care le-am săpat, le-au săpat acolo frații, au atras cumva oamenii din sat cu ligiene, cu bidoane, veneau și luau apă pentru familiile lor. Deci era o noutate, sărbătoare. Exact, era o sărbătoare și era un ajutor pentru localnici sau pentru cei care locuiau în apropierea bisericii și a clinicii să vină să ia apă de acolo. Dar până să apară fântânele acestea, de unde își procurau? Nu știu să spun de unde își procurau apa. Cred că mai sunt anumite familii bogate în sat care reușesc să și-au săpat o fântână și apoi cumva colectau apa undeva sus într-un niște vase mari de plastic cumpărate și folosite exact pentru asta. Acum a fost și perioada sezonului secetos cât am fost acolo, de asta nici n-am avut mari probleme cu țânțarii. Acum începe, din aprilie încolo, începe perioada sezonului ploios, în care plouă fiecare zi și plouă foarte mult și nu mai e o problemă cu apa, că îți strânge apă de ploaie și cel puțin te poți spăla. Despre hrana lor, ce mănâncă ei? Ca să știm, au avut de face cu bunătățile noastre? Foarte, foarte picant. Eu nu am putut să mănânc mâncarea lor din cauza asta, pentru că am și probleme cu stomacul și... aș fi avut arsuri foarte, foarte serioase. Însă ei mănâncă în general foarte picant. Nu știu să zic exact, dar mâncarea asemănătoare cu a noastră. Am mirosit-o câteodată, uneori când mâncau pe lângă mine și nu mi-a plăcut nici la miros, sincer îți spun, dar am gustat un pic dintr-o omletă și era atât de picantă încât pur și simplu a trebuit să beau un pahar de apă imediat după o bucățică mică de omletă. Mănâncă foarte mult orez, într-adevăr, mai ales oamenii sărmani, oamenii de la țară. Mănâncă orezul, este mâncarea lor de bază. Deci nu există diversitate și... Da, nu există prea mare diversitate, mai ales pentru oamenii săraci. Pentru oamenii mai bogați există diversitate. Însă au în schimb fructe, spre exemplu ananas, papaya, mango, cresc mango, sunt copaci foarte mari care cresc aceste fructe și, mă rog, nucă de cocos. Natura este foarte generoasă și generoasă. Ce poți să ne spui despre familiile lor sau despre religia lor? Adică cum ai perceput? Familii cu mai mulți copii, se întâmplă un bărbat să aibă mai multe soții? Da, în Nigeria, în general, familiile au foarte mulți copii. De aceea și populația este relativ tânără. Sunt musulmani, dar mai puțin în zona aceasta de sud a țării, care într-adevăr au mai multe soții, dar în general, cel puțin aici în zona aceasta unde am fost eu, majoritar sunt creștini. Și creștinii au o singură soție. Sunt mai multe religii prezente, sunt și catolici, și anglicani, și baptiști, și pentecostali, și adventiști în partea de sud a țării.
Dar în același timp, spuneau președintele conferinței din Nigeria, în zona aceasta unde a fost noi conferinței Ogun, îmi spunea că cea mai mare provocare atât pentru musulmani cât și pentru creștini este să renunțe la religia tradițională. Mulți dintre ei devin creștini sau musulmani, mă scuzați, însă mai păstrează încă din practicile religiei tradiționale. Și cumva acest dualism este sau acest sincretism religios este o problemă în partea aceasta a Nigeriei. De fapt, Nigeria este o țară foarte religioasă, oamenii sunt foarte credincioși și temători de Dumnezeu. Am văzut foarte multe biserici, chiar pe străzi micuțe, întâlneai 2-3 biserici și oamenii se întâlneau chiar la ora de rugăciune, aveau întâlniri seara, un mare interes pentru credință. Nu întâlnești secularismul european în zona, în Nigeria. Dar au teama aceasta de spirite. Noi am mai avut aici la kilometru zero doi medici care au fost în Filipine și acolo ne-au povestit de situația care există. Spiritele să plece. Chiar spun când cineva a decedat, trebuie să distrugi casa ca să plece și spiritul. Nu am întâlnit astfel de situații. Zona în care am fost eu e preponderent creștină, chiar dacă mai sunt ceva reminiscențe din religiile tradiționale, oamenii însă nu sunt atașați atât de mult de practicile acestea păgâne. Ceea ce am putut să observa a fost totuși faptul că și mormântau apropiații lângă casă. În fața casei era mormântul mamei sau a unuia dintre părinți, fața tuturor caselor, dar în fața la anumite case păstrau încă această tradiție să-și mormânteze părinții în fața casei. Însă nu am simțit influența aceasta a spiritelor sau, eu știu, teama aceasta de spirit într-un mod foarte, foarte proeminent. Da. Acum revenim la program. Cum se desfășura programul? Predicai în engleză? Ei înțelegeau engleza? Ai avut nevoie de traducător? Da, în Nigeria sunt 525 de dialecte, cam așa, aproximativ, dar trei mai... Principale. Trei principale, mai utilizate. În nordul țării este dialectul Hausa și aici, în partea de sud, Yoruba. Două dintre ele. Al treilea îmi scapă numele lui acum, al treilea dialect ca utilizare. Dar oamenii care merg la școală, oamenii educați, învață să vorbească și limba engleză. Și limba engleză este, de fapt, limba oficială a Nigeriei, pentru că Nigeria a fost colonie britanică și, cumva, engleza este limba pe care o vorbesc majoritatea oamenilor și se pot înțelege între ei. La țară și copiii vorbesc mai puțin limba engleză, dar înțeleg. Vorbesc cu o engleză mai dificilă. Așa că eu am vorbit în limba engleză, dar cineva m-a tradus în Yoruba. A fost un coleg pastor de acolo din Nigeria care mă traducea în dialectul ce se vorbea în zona respectivă pentru ca să înțeleagă toată lumea. Și aceasta a fost o experiență nouă pentru mine și a fost destul de dificil pentru că niciodată n-am mai făcut lucrul ăsta și nu pot să spun că sunt un as al limbii engleze. Dar am spus, Doamne, merg cu tine, mi-a scris predicile cuvânt cu cuvânt, m-au ajutat și câțiva prieteni la traducerea lor și mulțumesc Domnului că a fost bine din punctul acesta de vedere. Dacă nu înțelegeau prea bine de la mine ceea ce vreau să spun, aveam un traducător cu mine care tâlmăcea zicerile mele. Da. Și cum se desfășura programul? Cântați? Adică da, era înainte de a seară, începe de predica, aveau loc câteva, au fost câteva serii în care oamenii au venit pentru analize medicale, pentru o parte, pentru tratament medical, pentru câteva sfaturi medicale. A fost un medic de la
Universitatea și Spitalul Adventist acolo de la Babcock, care a venit în fiecare seară cu noi și la început oferea aceste consultații gratuite. Apoi se cânta, era un băiat pastor care la începutul programului cânta, cred că 10-15 minute, cu oameni în picioare, unii dintre ei foarte bucuroși și, eu știu, așa se manifestau bucuria mișcându-se. Și după un sfert de oră de cântec și de laudă la adresa lui Dumnezeu, service-ul nostru. Un song service, da, așa, pastorul local urca pe scenă și avea un moment de rugăciune. Rugăciunea la ei este diferită cumva de rugăciunea în mentalitatea protestantă sau neoprotestantă adventistă. Pastorul evocă câteva întâmplări din Biblie, face un apel scurt, apoi continuă cu rugăciune. Apoi din nou se întoarce la Biblie, mai spune câteva cuvinte, din nou se roagă. Este cumva o metodă devoțională sau o metodă devoțională diferită de cea pe care o cunoaștem noi aici în România și în zona occidentală. Dura momentul acesta de rugăciune cam 10 minute. Cam 10 minute dura momentul de rugăciune, după care cânta o cântare, un fel de imn al evangelizării, care se cânta în fiecare seară la început și la final, și apoi urcam pe scenă și urma prezentarea propriu-zisă în jur de 30 de minute. Aveai imagini? Da, foloseam videoproiector cu computer, foloseam PowerPoint pentru ca să fie mai pe înțeles mesajul. Au participat cam în jur de 100 de persoane la această evanghelizare. Au fost foarte mulți copii și adolescenți. Uh-huh. M-am bucurat pentru asta. M-am dus pregătit să avem o școală biblică de vacanță cu ei, însă unii dintre ei nu înțelegeau engleza dintre copii și a fost foarte greu să organizăm un astfel de program. Însă în fiecare seară aveam, ca să zic așa, o baie de mulțime cu copii. Ne îmbrățișam, ne deam mâinile. Erau foarte, foarte iubitori și foarte atașați așa de... Probabil că era ceva nou pentru ei să fie în prezența unui alb. Iar mamele lor, s-a întâmplat de mai multe ori să vină și să ne roage să le binecuvântăm copiii, să facem o rugăciune pentru copiilor. Chiar că nu era un program oficial. Da, pe stradă... exact. Acolo la final, please, da. Pray for my kid, da. My children. Ce aș vrea să mai știm? Ei aveau Biblie? Puteau să descopere Evanghelia așa cum numim noi? Aveau Biblii în limba engleză, în mod deosebit. Unii dintre copii știau să citească, mergeau la școală și știau să citească în limba engleză și la final la aceștia le-am făcut cadou o Biblie pentru copii în limba engleză. Pastorii de acolo aveau de asemenea Biblii, numai că nu toți oamenii erau, educați și știau să scrie, să citească, în special la țară. Dar la oraș erau oameni școliți care cunoșteau literele, cunoșteau alfabetul și puteau să citească. Predicai, după ce se termina predica, se mai cânta? După ce se termina predica, era obligatoriu să fie un apel. Nu puteai să închei predica fără să faci un apel și să-i inviți pe oamenii în față. Să iau o decizie pentru Dumnezeu. Lucrul acesta trebuia să aibă loc după fiecare predicare. Țin minte că prima seară n-am știut că asta e obiceiul și n-am făcut un astfel de apel să chem oamenii în față. N-au venit, dar pastorul care m-a tradus mi-a spus după aceea, la noi obiceiul acesta, te rog, în sările următoare, cheamă pe oamenii în față. Este important să vină în față, să ne rugăm pentru ei. Și în serile următoare m-am conformat, ca să zic așa. I-am spus, eu dacă la mine în România aș face lucrul acesta în fiecare țară, seara oamenii ar crede că vreau să-i manipulez sau ceva de felul ăsta, că sunt prea insistent. Și a zis, nu, la noi aici nu e vorba de asta. Oamenii pur și simplu, e un mediu mai religios într-adevăr și indiferent de credința pe care o ai, să-ți predai viața lui Dumnezeu, nu este o rușine sau, o chestiune ieșită din comun. E o chestiune foarte des întâlnită și oamenii fac asta. Chiar dacă
să presupunem că nu toți neapărat se botează și devin adventiști sau îmbrățișează o anumită religie. Dar ies acolo în față și își predau viața lui Dumnezeu. E un prim pas. Da, este o etapă. Da. Ai predicat în consumul acesta, spune-ne ceva despre el. La evanghelizare nu am predicat într-un astfel de costum pentru că nu au fost gata. Am cumpărat materialul, am dat la croitor și au ajuns destul de târziu. L-am îmbrăcat un astfel de costum african în ultimul sabat pe care l-am petrecut acolo și în cadrul programului de botez care a avut loc după evanghelizare. Este un costum tradițional nigerian pe care îl poartă majoritatea bărbaților acolo. Se îmbracă și în tip occidental, costum, cravată, pantalon, cămașă, așa cum ne îmbrăcăm noi, dar nu au renunțat nici la vestimentația aceasta populară, tipic african, ci tipic nigerian. Este un costum care vine din zona Yoruba, din tribul Yoruba, din statul Ogun. În alte zone, spre exemplu, Hausa are o vestimentație puțin diferită. Nu, mă gândeam, fiind soare, că n-ar trebui să se folosească culori acestea mai închise. Da, ce să zic. În același timp este un bumbac destul de gros, dar care, cel puțin cât l-am portat acolo o zi în Nigeria, m-am simțit mult mai bine în el decât într-un costum sau într-o cămașă, nu doar un costum european. Iar o cămașă și pantaloni europeni erau, cum să zic, ți era mult mai cald, era mai greu de suportat temperatura de acolo decât într-un costum de felul acesta de bumbac, care cred eu că are capacitatea de a absorbi transpirația și umezeala mult mai bine decât o cămașă obișnuită. Da. Ai amintit ceva de botez? Cât s-au botezat și cum a fost sărbătoarea respectivă? Da, la finalul evanghelizării am avut un botez cu 15 suflete. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru momentul acesta foarte frumos pe care l-am trăit la finalul experienței mele din Nigeria. 7-8 dintre ei, sau 6-7 dintre ei, erau persoane mai în vârstă care au studiat în perioada precedentă evanghelizării cu pastorul local. Câțiva tineri din biserica de acolo, din Ijebu Ife, s-au botezat, au luat decizia de a-L urma pe Dumnezeu, câțiva adolescenți, și au fost și două, trei persoane care în timpul evanghelizării au hotărât să încheie legământ cu Dumnezeu prin botez și au venit în sâmbătă aceea la biserică. Pastorul le-a luat numărul de telefon, numele, adresa și urmau să continue, să înceapă studiile biblice cu ei. A fost un sabat foarte frumos și, de fapt, ambele sabate au fost două sabate deosebite. Programul începe acolo cam pe la 9 și jumătate și se termină, am terminat de în fiecare sabat, am terminat pe undeva în jurul orei 3, după amiază. 5-6 ore și ceea ce m-a uimit, că faptul că erau două grupe de copii, copii mai mici de vârsta licuricilor și copii un pic mai mari de vârsta exploratorilor și chiar a companiilor, adolescenți, nu s-au mișcat de acolo. 5 ore cât a durat programul, ei au stat liniștiți pe scaunele lor, poate că unul, doi, așa, din când în când au mai ieșit, poate să bea apă sau mers până afară și s-au întors, însă foarte, foarte, foarte cuminți. Deci fără pauză a fără fost pauză. Programul. Da, se cântă foarte mult, au program școala de sabat, așa cum avem și noi în România, un devoțional, așa cum povesteam mai devreme, pastorul spune câteva cuvinte, apoi se roagă, iar mai spune câteva, citește un verset, două din scriptură și face un apel, apoi se roagă din nou, cântă, din nou se roagă, durează cam 20-30 de minute momentul acesta devoțional și apoi cântă din nou foarte mult și începe predica, într-un final. Mm-hmm. Da. Există diversitate și cred muzica care... Da, există diversitate și muzica aduce o culoare, așa, o pată de culoare în întregul program.
Ceea ce m-a uimit și mi-a plăcut foarte mult era o idee la care eu m-am gândit că ar fi foarte interesant și foarte bine de aplicat și în România, dar poate că e mai greu în cultura noastră, e când strâng darurile, nu trece cineva cu coș prin fața fiecăruia sau cu, eu știu, un POS ca să strângă darurile, nu. Îi pun în fața amvonului, pun o masă, acolo două ligheane și sau două coșulețe și oamenii vin fiecare de la locul lor cântând, toți cântă și aduc darul înaintea lui Dumnezeu. Este un moment de închinare, practic, momentul acesta al dăruirii. Nu este un moment în care pun și eu 10 lei la biserică sau eu știu... Da, și aștept să treacă mai repede ca să ne gândim la... Nu, alte. Pur și simplu este un moment de bucurie în care și copiii și adulții vin cu bucurie cântând înaintea Domnului și oferă acest dar ca un act al iubirii lor, al slujirii lor față de Dumnezeu. Lucrul ăsta mi-a plăcut foarte mult. La botez au fost mai mulți participanți, tu ziceai la evanghelizare că au fost și 100 de persoane. La botez au fost mai multe? Sau? Nu i-am numărat. Dar cam scaunele din biserică au fost duse la evanghelizare. Evanghelizarea a avut loc în aer liber. Și scaunele undeva în centrul localității. Scaunele din biserică au fost duse la evanghelizare și apoi luate de la evanghelizare și aduse la biserică. Și au fost pline și la biserică și la evanghelizare. Cei drept, în sabat au mai venit și alți musafiri, oaspeți de seamă, eu știu, pastori, secretarul Uniunii a fost într-un sabat cu noi, secretarul conferinței, a fost un grup de tineri de la Universitatea Babcock care ne-au însoțit într-unul dintre sabate. Cam așa, în jur de 100 de persoane au fost prezente la biserică de fiecare dată. Tu erai acolo, slujeai, căutai să te adaptezi și să faci până la urmă activitatea respectivă cât mai frumoasă. Aș vrea totuși să auzim un mesaj de la cineva care era pe lista inițială și care n-a mai ajuns, dar din ce știu eu a păstrat legătura cu tine și încerca să afle toate detaliile după fiecare zi. Hai să ascultăm mesajul. Aș vrea să încep prin a mulțumi celui care a rămas statornic în decizia pe care inițial o luasem împreună, și anume aceea de a merge în Nigeria pentru a face lucrare misionară. Dar datorită faptului că viața ne oferă și lucruri neprevăzute, nu am putut să fiu alături în această lucrare. Însă gândul meu a fost întotdeauna lângă Beni și m-am rugat mult la Dumnezeu pentru ocrotirea lui și ca el să-i dea puterea pentru a face această lucrare frumoasă. Am apreciat la el faptul că nu a dat înapoi, deși au fost unele persoane care l-au sfătuit că este mai bine pentru el să rămână acasă. Statornicia de care a dat dovadă i-a încurajat chiar și pe cei care erau sceptici în privința acestui proiect. Personal, regret că nu am putut să fiu împreună în acest proiect, dar mă bucur mult pentru lucrarea pe care Beni a făcut-o acolo. Și încă o dată am putut vedea mâna lui Dumnezeu la lucru. Încă o dovadă că noi oamenii avem credință puțină. Mă rog ca Domnul să-l binecuvinteze cu credință și perseverență în tot ceea ce face. Mulțumesc frumos. S-a meritat. Pentru surpriză. S-a meritat până la urmă. Acum tragem linie și avem în atenție așteptările tale, temerile tale. Ai revenit în țară. S-a meritat. Ai amintiri? Din plin s-a meritat. Nu știu cât de mare a fost influența mea asupra oamenilor cu care m-am întâlnit acolo. Chiar și astăzi, șoferul care m-a tot purtat dintr-o parte într-alta m-a sunat, mi-a scris un mesaj și m-a sunat și am mai vorbit. El este musulman, șoferul respectiv, dar un om de toată isprava care ne-a slujit, ne-a servit foarte bine pe perioada cât a stat, toată perioada cât a stat acolo. S-au legat niște prietenii frumoase cu oamenii de acolo și cred că Dumnezeu va conduce, eu știu, și va transforma prezența mea acolo într-o binecuvântare. Sper că se va întâmpla lucrul acesta și că și faptul că s-au botezat 15 oameni e o bucurie pentru sufletul meu și cred că nu m-am dus degeaba acolo. Dar în același timp, pentru mine personal, pentru viața mea, călătoria aceasta misionară
A fost cumva, cum ai spus tu la început, un kilometru zero, o resetare a vieții. Practic a trebuit să-mi analizez foarte bine viața, să-mi pun lucrurile în ordine și să spun, Doamne, dacă tu vrei să mă întorc cu bine, să mă întorc cu bine, dacă nu, indiferent ce s-ar întâmpla, așa cum spunea Jim Elliot, unul dintre martirii moderni ai secolului 20, spunea așa, oare a trăi pentru Hristos nu e același lucru cu a muri pentru El? Sau a muri pentru El nu înseamnă același lucru cu a trăi pentru Hristos? Și soția lui spunea, mulți i-au considerat eroi pe soțul meu și pe prietenul lui care au murit pentru Dumnezeu. Dar, spunea ea, nu este niciun eroism în lucrul ăsta. Pentru că a da ceea ce nu poți păstra, ceea ce nu poți păstra, a sacrifica ceea ce nu poți păstra și a primi în schimb ceea ce nimeni nu-ți poate lua, este cel mai important lucru. Așa că momentul acesta această experiență petrecută în Nigeria cumva a fost o binecuvântare pentru sufletul meu, în primul rând, pentru viața mea. A fost un moment de reevaluare, reașezare a vieții mele și nu-mi pare deloc rău că am luat decizia aceasta. Avem un mesaj, nu de la șofer, nu știam că păsați legătura și nu știu dacă reușeam să fac rost de numărul telefon, dar am un mesaj de la cineva care este prezent în Nigeria și care a putut să spună câteva cuvinte despre activitatea pe care ai desfășurat-o acolo. Ce m-a impresionat foarte mult la dânsul este spiritul lui de sacrificiu. A stat într-un hotel sau într-o îngăzuire catolică, nu prea a avut lumină, nu prea a avut apă, nu prea a avut îngrijire, era singur, dar nu s-a auzit nicio murmurare din partea lui. Așa că vreau să mulțumesc lui Dumnezeu care a trimis pe el aici. Eu încă vorbesc în Nigeria. Se aude continuu oamenii cum sunt mulțumiți și sunt fericiți că l-au cunoscut și mă rog că dinsul să continue să facă o lucrare pentru care Dumnezeu l-a chemat și să, nu știu cum să zic, să pregătească mai mult oameni și cei pe care el a început să influențeze aici, mai ales tineri, copii care le-au iubit pentru că s-a apropiat de ei, să se întâlnească el cu ei în împărăția lui. Încă o dată mulțumesc conferință, mulțumesc fratele Benisisu, care și-au hotărât că va petrece timpul acesta în Nigeria, în Igbo, Itele și în Igbo, Ife. Domnul să-l binecuvânteze și Domnul să continue să facă că lucrarea mâinilor lui, glasul lui, zâmbetul lui și tot ce face să aducă slava, onoarea și preamărire în numele Domnului Iisus Hristos. Și în ziua aceea când va veni Iisus, eu și eu să am parte și să dau mâna cu Iisus Hristos, Mântuitorul meu, dar să fiu și lângă fratele Benisisu. Amen. Da, a fost într-un fel cel Da, care a organizat. a fost cel care a organizat această călătorie misionară. A fost cumva, el a lucrat acolo în Nigeria, e nigerian, căsătorit cu o româncă, medic, a fost directorul spitalului din Ile-Ife, spital adventist din Nigeria. A coordonat 12 ani activitatea acestui spital. Un om, un misionar adevărat, chiar dacă este medic de profesie, are pe inimă lucrarea lui Dumnezeu și mai mult decât vindecare trupească, vrea să ducă oamenilor vindecare sufletească și vrea să-i îndrepte către Dumnezeu. Și el a fost cumva motorul acestei acțiuni. El a vrut să mergem să facem ceva și pentru localitatea lui natală. El a lucrat ani de zile în nordul Nigeriei și a susținut lucrarea de acolo, din nordul Nigeriei, dar a vrut să facem ceva și pentru zona de unde el a venit. A vrut să facă un proiect misionar și acolo. Și Itele, unde s-a construit clinica, este locul unde fratele Akin s-a născut și, de fapt, clinica este construită pe terenul pe care el l-a donat pentru clinica aceasta. Iar Ijebu Ife, unde s-a renovat biserica și a avut loc evanghelizarea, este satul vecin de lângă Itele.
Și el a fost cumva motorul acestei activități și acestui proiect misionar. Și îi mulțumim foarte mult pentru că n-a fost ușor de organizat. Dânsul are o vârstă, are și ceva probleme de sănătate, dar nu s-a dat înapoi, ci ne-a motivat și ne-a încurajat să mergem mai departe și să. A încercat să fie o gazdă bună până la Da, urmă. da, da. Și a reușit. A reușit să fie o gazdă bună. N-a fost ușor de organizat pentru că sunt foarte multe pericole, dar a făcut-o într-un mod profesionist. Acum ai amintit că a fost un kilometru zero pentru tine, o introspecție. Până la urmă te-ai gântit ceea ce spunea Pavel. A trăi până la urmă înseamnă A murit pentru Hristos Hristos, da. și a termina viața. Știți cum e? Astfel de situații până la urmă ne testează credința noastră și atașamentul față de Dumnezeu. Am două mesaje de la două tinere care au fost gata să transmită un mesaj pentru tine, mai ales că te cunosc și să vedem ce apreciază la activitatea ta. Iar asta ne-a unit ca familie și ne-a ajutat în dezvoltarea noastră și am crescut cu frică de Dumnezeu. Îl apreciez pentru determinarea și implicarea lui în lucrarea pe care o face. Îl apreciez pentru că știu să-mi dea cele mai bune sfaturi și m-a ajutat să înțeleg lucruri care poate păreau imposibile la început. Îl apreciez pentru că este autentic și sincer. Îl apreciez pentru modul în care rezolvă problemele. Îmi place că este amuzant și carismatic, iar râsul lui este molipsitor. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și sunt recunoscătoare pentru familia în care m-am născut. Bună, tati! Vreau să spun că apreciez foarte mult devotamentul cu care tu îți desfășuri activitatea, atât atunci când ai fost pastor la biserici sau capelan, dar și acum când te ocupi de departamentul de tineret. Știu că depui foarte mult efort ca nouă tinerilor să ne placă taberele și întâlnirile pe care le organizezi și devotamentul tău se vede și în ieșirea pe care a avut-o în Nigeria. Nu știu cât de mulți ar fi acceptat să meargă la un asemenea risc, cu toate că te-ai întors cu bine. De asemenea, să știi că ești un model și un exemplu pentru mine și de asta așa ai fost și cu muzica, pentru că este un talent pe care tu și cu mama ne-ați ajutat să ne-l dezvoltăm și mulțumim pentru asta. Te iubesc! Tinere de la tine de acasă, cum a fost Da, reîntâlnirea cu mulțumesc! fetele? Reîntâlnirea cu fetele, cu familia, a fost una foarte frumoasă, foarte plăcută. Am simțit așa că am fost așteptat cu nerăbdare și am realizat în momentul în care am ajuns acasă că totuși ele au avut mari emoții, au avut mai puține emoții acolo, dar ele aici acasă, pentru ele așteptarea a fost foarte grea. Îmi scriau, cel puțin Corina, îmi scria aproape fiecare zi. Iar sora mea, Dina, mai devreme am vorbit și cu cumnatul meu, Costi, tot așa, în fiecare seară, când știa că se face ora să termine evanghelizarea, îmi trimitea un mesaj, ai ajuns la gazdă, e tot ok, e totul bine. Cred că au suferit așa un pic, au un pic de stres pentru mine și le mulțumesc că s-au rugat pentru mine și a fost totul ok și au trăit cumva. Au resimțit pentru mine pericolul acesta. Mai ales fiind departe, nu știau toate detaliile, tu erai în examen și simțeai Da, care-i pulsul și ce se exact. Eu întâmplă. nu am avut atât de mari emoții, ca să zic așa, sau temeri, pentru că, așa cum am spus mai devreme, odată ajuns acolo, multe dintre temerile astea s-au risipit, pentru că intri în contact cu oamenii. Oamenii, în general, sunt prietenoși. Sunt foarte prietenoși. Așa cum spuneam, sunt foarte religioși și temători de Dumnezeu. Dar pericolele vin nu de la populația de rând, de la oamenii de rând, ci pericolele vin de la anumite persoane care, eu știu, sunt organizate în tot felul de bande dintre astea teroriste. Corupția este foarte mare și statul nu poate să stârpească fenomenul acesta, să-l oprească. Dar, în general, oamenii sunt foarte prietenoși și apropiați și asta cumva te face să uiți de anumite pericole care ar putea să apară.
Și nu l-am resimțit atât de mult, dar ei, neștiind lucrurile acestea, cu toate că eu le spuneam că sunt bine, poate se gândeau că le zic așa ca să-i încurajez, dar lucrurile nu sunt chiar atât de... Poate și imaginau că tu ești legat la mâini și ești obligat să dai vești bune acasă. Pentru că tot s-a vorbit de generația tânără, te-ai întâlnit și acolo. Spune-ne ce lecții ai transmite tinerilor, pentru că trăim în România, de multe ori suntem nemulțumiți, parcă nici internetul nu mai are semnal în unele ocazii. Ce mesaj ai avea pentru ei? Dacă au posibilitatea și simt din partea lui Dumnezeu o astfel de chemare, să meargă măcar 2 săptămâni, dacă nu o lună, la o școală adventistă sau undeva, într-o zonă unde se fac din Africa, unde să lucreze ca misionar pentru Dumnezeu. E o experiență care îți poate schimba viața, care te poate determina să te analizezi mai cu atenție, să-ți revizuiești perspectivele și planurile de viitor și să înțelegi că pe pământul ăsta nu suntem trecători și că mai devreme sau mai târziu vom fi forțați cumva să înțelegem, să recunoaștem că aici nu este casa noastră și că pe aici suntem doar în trecere, suntem doar în tranzit și că adevărata noastră destinație este Împărăția lui Dumnezeu. Africa este o țară, este un loc, este un continent unde poți întâlni oameni foarte credincioși. Și de asemenea poți întâlni oameni care au nevoi reale, care se tem cu privire la ziua de mâine, care poate mâine nu au ce să mai mănânce, dar care își manifestă bucuria și trăiesc bucuroși pentru că îl cunosc pe Dumnezeu. Asta m-a impresionat la ei. De aceea, dacă tinerii pot să meargă într-un proiect misionar de felul acesta, să o facă. Va fi un moment care cred că le va schimba viața. Am văzut acolo biserici, la noi când înțelegem biserică, trebuie neapărat o construcție cu 4 pereți, cu acoperiș. Biserica era formată acolo, am văzut 4 pari, niște araci puși deasupra, niște lemne puse deasupra și cred că niște vrejuri, niște iarbă pusă peste lemnele acelea și doar în față era un pupitru care avea pe el un mileu alb sau, mă rog, un cerceaf de culoare albă și de acolo vorbea predicatorul. Și era un loc în care oamenii se întâlneau să-L caute pe Dumnezeu. Cred că o astfel de experiență, să cunoști oameni care sunt atât de atașați de Dumnezeu, poate să aibă un efect pozitiv asupra vieții tale și e o mustrare. Poate să fie o mustrare pentru tine, că deși ai de toate, ai tot ceea ce îți poți dori, din punct de vedere material, dar din punct de vedere spiritual, poate de multe ori suntem mult, mult mai săraci decât ei. Iar omul nu este doar trup, omul este și spirit. Și omul nu trăiește numai cu lucrurile materiale, așa cum spunea Domnul Hristos, cu pâine, ci omul trăiește și cu ceea ce vine de la Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Deci ai descoperit bucuria aceea de a te... a fi până la urmă recunoscător pentru ziua de astăzi. Exact. N-ai internet, n-ai mașină, n-ai telefon ultima generație, dar zâmbetul acela pe care îl transmiți face mai exact. Mult. Oamenii în vârstă care știau să se bucure de credința lor, de relația cu Dumnezeu, care știau să găsească satisfacție în lucruri mici și în același timp și tineri și copii care trăiau un astfel de mod de viață. Deși sărman din perspectiva noastră occidentalilor care poate avem un stil de viață mult mai bun decât al lor, dar eu așa am observat, erau mult mai fericiți și mult mai împliniți decât suntem noi aici în pofida traiului ridicat pe care noi îl avem aici în România. Că tot veni vorba despre nivel de trai, eu cred că la momentul actual România, oamenii credincioși din România pot să ajute oamenii din Africa. Pot să le dea o mână de ajutor atât din punct de vedere financiar, material, cât și din punct de vedere spiritual. Nu mai suntem atât de săraci cum eram în anii 90 când primeam ajutoare de la
din Germania sau din America, că nu aveam cu ce să ne îmbrăcăm. La momentul actual, cred că noi putem fi o binecuvântare pentru oamenii aceștia. Și dacă nu poți să ajungi acolo, cu toate că ar fi bine să ajungi acolo și să iei contact cu civilizația aceasta, cu oamenii aceștia și să fie o binecuvântare în mod fizic pentru ei, măcar poți susține lucrarea care se face în Nigeria. Am fost la o școală și despre școala aceasta vreau să vorbesc pentru că este un proiect pe care aș vrea să-l promovez în România și pentru care aș vrea să ne unim forțele și să susținem proiectul acesta. O școală într-un oraș în proporție de 80% musulman, o școală adventistă cu aproximativ 53 de copii care studiază acolo în condiții foarte, foarte simple. Era ca un fel de casă neterminată, nu știu cum să o numesc, o clădire, un fel de șopru, ceva de felul acesta, fără, doar cu un acoperiș deasupra, fără pod, fără tavan. Acolo erau 50 de copii care studiau. Un hol lung, așa ca un fel de hol lung, separat de clasele, de tablele pe care se scriau lecțiile. Și puteai să treci foarte ușor dintr-o parte într-alta, deci era, se auzea ce se vorbea într-o clasă. De exemplu, cei din clasa 4 puteau să audă ce vorbeau cei din clasa 3 sau din clasa 2, tot așa. Erau, practic, într-o singură încăpere, separați doar de niște, nu erau ziduri, erau niște table. Tablele pe care scriau profesorii, acestea separau clasele. Cu 100 de lei, adică 20 de euro pe lună, poți susține un copil să meargă la școală acolo în Africa. Și de asemenea, din banii aceștia, cred că rămân ceva și pentru renovarea și reconstrucția școlii respective. 150 de oameni din România, dacă ne unim, putem să trimitem 50 de oameni din acea localitate despre care v-am vorbit, din Igebu Itele, îi putem trimite la școală cu 100 de lei pe lună, timp de un an de zile. Poate că nu reușești un an sau poate că nu poți 100 de lei, dar 50 de lei ai putea. Vorbește cu un prieten. Să pune el 50, tu 50 și să poți susține un copil să meargă la școală. Fratele Mihai Brașov, despre care am vorbit mai devreme, are o asociație intitulată Inimi Fără Frontiere și prin intermediul acestei asociații, la momentul actual, susține 1200 de copii să studieze în Africa. Mai multe țări din Africa, nu doar în Nigeria. Dar are, nu știu exact câți copii, dar susține și copii și din Nigeria la școală. Așa că, dacă cineva vrea să facă un bine unui copil din Nigeria, poate să-i ofere 100 de lei pe lună, ca să poată să meargă să studieze, să învețe să citească, să învețe să scrie și, de ce nu, pentru că fie este o școală creștină, să-L cunoască și pe Dumnezeu. Da, mulțumim mult pentru provocarea aceasta practică. Cu alte cuvinte, trebuie să fim mai mulțumitori și să nu uităm că 100 de lei pe care oricum o cheltuim pe lucruri bune sau mai puțin bune, până la urmă reprezintă ceva pentru acel copil care se formează pentru viață. 100 de lei aici poate nu are mare valoare. Nici nu te mai duci cu 100 de lei la magazin. Dar acolo este educația pentru lună a unui copil. Ceea ce este un lucru valoros. Bine, mulțumim mult. Suntem la final. Am vrea să promovăm până la urmă orice activitate care ne încurajează să facem bine semenilor noștri. Aș fi vrut la final, Beni, să ne spui cum ai completat o afirmația: un creștin este persoana care, și ce anume ar trebui să adăugăm așa. Dincolo de experiența aceasta pe care a avut-o în misiune externă, ne putem gândi și la experiența pe care o ai de când lucrezi cu oamenii. Un creștin, cum l-ai definit? Deci un creștin este persoana care... E o întrebare grea. Pentru că trebuie să sintetizez totul într-o singură afirmație. Dar am spun așa, că un creștin este persoana care îl caută întotdeauna pe Dumnezeu și îl pune pe El pe primul loc în viața lui. Și nu doar teoretic. Și nu doar teoretic, da. Ci și la nivel practic. Și chiar dacă se întâmplă să mai cadă, chiar dacă se întâmplă să mai greșească, nu rămâne acolo, ci se ridică și merge mai departe, având asigurarea aceasta că Dumnezeu va fi cu el și că
indiferent de provocările vieții, Dumnezeu îl va însoți și îl va face o binecuvântare printre oameni. Da, mulțumim mult pentru această perspectivă. Noi putem continua. Un creștin este persoana care trece pe la kilometru zero. Kilometru zero înseamnă întâlnirea cu Dumnezeu. Și când te-ai întâlnit cu Dumnezeu, vei fi motivat, vei fi dornic să faci ceva pentru semenii tăi. Îți oferim cartea Ambasadorii Binelui pentru că ne dorim să rămâi un promotor al Mulțumesc. Binelui, al frumosului Mulțumesc. Și al adevărului. Și sperăm cu acele fotografii pe care le vom posta oamenii să înțeleagă ceva din tabloul acesta care a însemnat misiunea externă, o călătorie în Nigeria. Dragilor, nu uitați, drumul cel mai scurt este drumul pe care ne conduce Dumnezeu. Mulțumim pentru comentarii, pentru distribuiri și pentru că rămâneți lângă noi la Kilometru Zero. Și sfințește-mi
cer să pot urma.